Dimineții, toată țara este cuprinsă de geri și în următoarele zile se va umple de polei. Din păcate, veștile din partea meteorologilor nu sunt deloc îmbucurătoare. A fost emisă în urmă cu puțin timp și o informare de ninsori și vreme rea. La ce să ne așteptăm în zilele care urmează, ne spune chiar acum Dinu Mărășoiu, meteorolog ANM. Bună ziua, domnule Mărășoiu! Bună ziua! Această informare meteorologică intră în vigoare în această seară la ora 20 și este valabilă până pe 17 ianuarie, ora 20. În cele 48 de ore de care vorbim, avem niște detalii în informare. Deci, pentru noaptea de luni spre marți și în primele ore ale zilei de marți 16 ianuarie, sunt ninsori pe arele extinse, dar în general slabe. Deci, la nivelul de astăzi, ceea ce înseamnă că vor depune în jur de 1-2 cm. Doar pe litoral vor fi posibile precipitații mixte și polei. Lucrurile se schimbă din după amiază zilei de mâine, marți 16 ianuarie, când precipitațiile ce se extind dinspre vestul țării încep să fie și sub forma de lapoviță și ploaie, nu numai ninsori. Iar cantitățile în interval de 24 de ore sau 36 de ore vor depăși 15 litri pe metru pătrat, insulat chiar mai mult, cu precădere în zonele de munte și în sud-vest. Și acum este menționat și poleiul în informare, tot la nivelul acestor 48 de ore, local polei în Banat, Crișana, Oltenia, Transilvania, iar începând cu miercuri mai mult, să apară și în Muntenia, Moldova și posibil Dobrogea, primele forme de polei fiind posibile și în noaptea de marți spre miercuri în această parte a țării. Se mai menționează că pentru partea de munte, mai ales cea înaltă, predomină ninsorile și chiar se depune strat nou de zăpadă, local consistent. Avem în vedere la început Carpații Occidental și Nord-Orientalor, iar miercuri, mai ales zona Carpaților Meridional. În privința temperaturilor nu sunt mențiuni, dar se știe faptul că la noapte încă sunt temperaturi minime negative în toată țara, spre minus 20 de grade în estul Transilvaniei și ca urmare va fi în continuare ger în această noapte, în nord, nord-estul țării și în centrul țării, dar în zilele următoare, pe fondul creșterii temperaturilor, apar acele precipitații mixte, deci nu numai ninsori, dar și la poviță ploaie, mai ales în zonele sus-joase. Și în fine, informarea menționează și faptul că, mai ales în partea de vest a țării și la munte, vor fi și intensificări ale vântului, rafale ce în zona înaltă depășesc 70-80 de km pe oră și doar acolo se va produce viscolerea ninsorii sau o spulberare a săpeții. Mulțumim foarte mult, domnule Mărășoiu, pentru aceste informații. Așadar, la temperaturi cu minus la începutul săptămânii, cei drept de la jumătatea săptămânii vremea își va reveni ușor, temperaturile vor mai crește, însă meteorologii spun că până atunci vin ploile și se va forma și polei. Cu alte cuvinte, să ne așteptăm în zilele următoare la precipitații sub formă de ninsoare, la poviță și ploaie, intensificări ale vântului de asemenea și ninsori viscolite la munte, ceea ce înseamnă că trebuie să evitați pe cât se poate deplasările lungi cu autoturismele, iar dacă totuși trebuie neapărat să plecați la drum, să aveți și cauciucuri de vreme rea. Și dincolo de această echipare corespunzătoare, înarmați-vă și cu foarte multă răbdare, pentru că odată cu prima ninsoare mai serioasă în capitală, traficul este deja infernal. Zăpada căzută pe străzi, peste gheața formată azi noapte, dă mari bătăi de cap șoferilor. Situația este aceeași pe mai multe șosele din România, unde se circulă în condiții de noapte. Azi noapte s-au înregistrat și minime de minus 21 de grade Celsius, iar veștile de la meteorologii nu sunt tocmai bune. De mâine se anunță, iată, depuneri de polei în cea mai mare parte a țării. Primul strat de zăpadă de pe străzile capitalei aduce și primele probleme. Șoferii au din nou de-a face cu statul în trafic ore întregi. Din Rahova, 13 septembrie, până aici o oră, deja am întârziat. În mod normal, cât faceți? 20 de minute. Acum o oră și cred că mai fac o jumătate. Este gheață pe substratul de zăpadă? Da. Da, da, am alunecat. Da. Cel puțin aici la Eroilor, cred că 20 de minute, cel puțin aici. Am luat-o de sus, de la Academie, foarte greu. În mod normal, în cât timp parcurgeți aceeași distanță? Cam în 5 minute, așa. Să merge bine, s-a mers foarte bine în timpul vacanței. A început școala și din cauza aceasta. Este gheață substratul de zăpadă? Da. Este, da. Da, când am coborât cu grijă, că nu cred că s-a dat cu nimic. De fapt, se și vede. Și am plecat de la stadion, de la Steaua, și la 7 și 10. Și acum e 8 și 10. O oră. Dar n-au dat cu nimic. M-am uitat special la treaba asta. Nu e dat în
În mod normal, în cât timp parcurgeți aceeași distanță? Cam un sfert de oră, 20 de minute. Nici pentru pietoni nu e mai bună situația. Dacă n-ai încălțăminte ca lumea, se alunecă. Da, se alunecă pe trotuar. Pe carosabil se mișcă, pe trotuare deocamdată nu. Mergem cu grijă. Da, cu foarte multă grijă. Temperaturile au început să se apropie de valorile normale ale acestei perioade din an, spun meteorologii. Temperaturi negative în toată țara, de altfel, cel puțin pentru partea de nord și de centru a teritoriului, putem spune că a fost cea mai rece noapte din această iarnă. Minima termică deja înregistrată a fost de minus 21 de grade la Joseni, cu minus 7, minus 6 grade în zona capitalei. În același timp, în partea de vest a teritoriului, temperaturile minime, deși negative, s-au situat în jurul celor normale pentru această perioadă, iar în restul zonelor, adică partea de sud și de est, valori termice ușor sub cele normale ale perioadei. Însă de mâine se anunță condiții grele de trafic în mai toată țara din cauza depunerilor de polei. Lucrurile se schimbă nu neapărat precipitații importante cantitativ, dar transformarea lor încă din cursul după amiezei de mâine în lapoviță și apoi în ploaie va duce la depuneri de polei în mai toate zonele țării, dar mai ales în partea de sud și de centru a teritoriului. Prima zăpadă a venit cu probleme nu doar pentru șoferi, ci și pentru pietoni. Medicii de la ortopedie s-au confruntat în această dimineață cu un val de urgențe după ce mai mulți oameni au căzut pe gheață. Asta în condițiile în care ne-am confruntat cu cea mai figuroasă dimineață din acest an. Colega mea Diana Bona are mai multe detalii. Te ascultăm, Diana. Bun găsit! La unitatea de primiri urgențe a Spitalului Universitar au fost înregistrate foarte multe cazuri de luxații și fracturi în ultimele ore. Cei drept România au ajuns la spitale încă de la primele ore ale dimineții și se pare că aceștia au avut probleme mari cauzate din cauza ghețușului. Sălile de așteptare de la spitale sunt neîncăpătoare, iar angajații cu greu fac față solicitărilor. Se așteptă la triaj și 2 ore în această zi, iar la camera de gipsare și la radiologie situația nu este nici acolo mai bună. Sunt foarte mulți pacienți care au sunat astăzi și la 112 și au solicitat ajutor medical de specialitate, asta după ce au suferit accidentări din cauza condițiilor meteo. Tot mai multe persoane sunt așteptate și în cursul zilei de astăzi, asta pentru că situația din București nu s-a schimbat și încă și la această oră în București întâlnim ghețuș. Mulțumesc pentru informații, Diana. Ministerul Afacerilor